Salut, sunt Hidan și bine v-am găsit la un nou review ascuns. Astăzi facem review ascuns la PSP, la PlayStation portabil, una dintre consolele copilăriei mele sau poate chiar consola copilăriei mele, pentru că cred că este prima consolă pe care am avut-o în viața mea sau prima chestie pe care puteam juca, ceea ce spune multe, și cred că mulți români au un sentiment asemănător cu al meu, pentru că cel puțin aici în România știu că a avut mult mai mult succes decât Nintendo DS din diferite motive pe care le vom discuta în acest video. Și dacă îți place videoclipul acesta, nu uita să apeși buton de like, ne ajută foarte mult. Haideți să ajungem noi, nu știu, 300 de like-uri și să începem acest review. Deci, cu o mică introducere, PSP, consola copilăriei mele, a avut totuși mai puține vânzări decât competiția Nintendo DS și acest lucru, în opinia mea, este din cauza unor decizii neinspirate din partea celor de la Sony. Poate că dacă aveau alte decizii, aveam acum un PS Vita cu succes, PSP-ul ar avea mai multe vânzări decât Nintendo DS, pentru că avea potențial de așa ceva. Și lumea era altfel. Ideea este că PSP e o consolă incredibilă și nu pot spune altceva. A adus jocuri mari, jocuri de calitate de PlayStation, de consolă fixă, ca să spun așa, consolă adevărată, pe ceva portabil, și asta spune multe. Haideți să mergem la prima categorie acestui review, la tehnic. PSP-ul tehnic, ca specificații, nu era cine știe ce, culmea, și asta spune multe chestii de bine, pentru că avea ceva gen 300 de MHz procesor, ceva gen 64 MB RAM memorie, adică vă arăt pe ecran, nu știu dacă spun bine, dar din câte m-am documentat înainte de acest video, cam așa era. Și ecranul nu este cine știe ce, cred că nici măcar 480p nu este, dar nu conta chestia asta, jocurile se vedeau bine pentru noi și încă se văd bine, m-am jucat și nu am simțit vreo problemă, adică nu vreau să mă laud, am un telefon cu ecran foarte mișto, da? Și PSP-ul, adică am continuat după aceea să mă joc pe PSP și nu a deranjat atât de tare, poate sunt doar eu, dar ecranul mi se pare ok. Și din chestiile astea tehnice, adică specificații nu prea mari, dar cumva rulează jocuri mari pe această consolă, asta spune ce? Asta spune că au putut să reducă prețul consolei la unul accesibil, ceea ce este foarte bine. Un alt lucru de bine la PSP, sper să fac și alte cadre încât să vedeți și voi mai bine, adică nu să vorbesc așa singur, este că, bă, fraților, butoanele astea, deci butoanele sunt ceva incredibil, îmi plac mai mult decât cele de pe consolă, de pe DualShock, adică așa ceva nu credeam, mai ales astea, X, cerc, triunghi, pătrat, astea sunt foarte mișto la apăsare și au rezistat foarte mult în timp. Eu am consola asta de ceva timp. Apropo, modelul pe care l-am în mână este cel 3000, a treia variantă, dar de la prima la asta nu sunt foarte multe diferențe. Asta e un pic mai subțire și mare parte ecranul e ceva mai luminos. Sau poate că are un pic mai mult RAM, dar nu se simte, cred. Oricum, bateria, din nou, foarte mișto. M-am jucat acum, în 2019. Ultima oară am deschis PSP-ul în 2016 și bateria este la fel de bună. Și teoretic este din 2010 și este foarte uzată, adică mă jucam foarte mult din 2010 până în 2016, chiar am abuzat consola asta. Și cu toate astea, după ceva timp pauză, după ani în care am folosit-o în continuu, bateria mult mai bună decât al telefonilor din ziua de astăzi, nu înțeleg cum se întâmplă asta. Și se poate scoate, adică nu este ca la telefoane din acum, când nu poți să scoți bateria. La PSP, oricum, nu o scot. Acum, ideea e că la PSP se poate scoate bateria destul de ușor. O chestie nașpa la PSP, și cu asta cred că o să termin tehnic, este alegerea UMD-ilor. Acestor CD-uri care sunt acoperite cu un plastic, asta era modalitatea principală de a avea jocuri cumpărate pe PSP. Acesta este GTA Vice City Stories și pur și simplu deschide aici, deci au băgat foarte mulți bani și în acest drive pot băga aici. Deci o inginerie complexă, să deschizi asta clapeta, să ai aici un drive în acest PSP, să bați CD-urile când competitorul folosea un fel de carduri flash simple. Și nu putem spune că, bă, Sony nu a făcut tehnologie flash și de asta a băgat CD-uri, nu, pentru că avem și carduri de memorie flash, uite, acesta are 4 giga, mai mult decât orice joc, deci nu era asta o problemă, îl băga aici, asta e, mai am alt card. Ok, nu contează, mai am alt card, aici se băga cardul, poc îl scot, poc îl bag, adică nu este nicio problemă, poți să iei câte vrei, PSP-ul se descurcă cu toate, le citește foarte repede, deci mai bine se făcea așa, poate era și mai ieftină consola. Decizia cu UMD-ul a fost foarte proastă pentru că se stricau repede aceste CD-uri și se zgâriau și aveau capacitate mică și erau grele să faci jocuri
pentru, deci un mare minus cu UMD-urile, una dintre deciziile proaste ale Sony cu PSP-ul, dar în rest o consolă incredibilă din punct de vedere tehnic, eu îi dau 9 din 10 pentru că mai puțin nu aș putea să-i dau. Ok, acum o să vorbim în, cum se spune în engleză, librărie de jocuri, pentru că PSP-ul are foarte multe jocuri mișto și da, într-adevăr nu le-am jucat pe toate, nu am fost mare gamer pe PSP, mai ales că eram copil, am jucat jocurile mai populare, dar și aceste jocuri populare spun ceva, pentru că pe PSP te puteai juca la calitate de PlayStation jocuri, cum se spune, adevărate, nu cum erau pe DS, d-alea cu pixul și mângăie câinele ăla și atât, nu! Pe PSP aveam jocuri puternice, jocuri care necesitau forță, cum ar fi NFS Most Wanted, unul dintre jocurile mele preferate, toate pe care le prezint sunt unul dintre jocurile mele preferate. NFS Most Wanted, un joc care se asemăna foarte mult cu varianta de console, un joc care mie mi-a plăcut foarte mult, un joc care arăta foarte bine și pe PSP, aproape la fel ca pe PS2 și nu era același joc cu cele pe PS2, dar era un joc foarte bun, un joc care arăta bine, un joc care îl jucai portabil și nu te-ai fi așteptat cu un an înainte să se lanseze că te puteai juca așa ceva pe o consolă portabilă. La fel și cu jocurile Burnout, tot făcute de EA, Burnout Dominator și Burnout Legends, niște jocuri mai arcade-y și dacă știți seria, acum s-a făcut și un remaster, dar un joc pentru PS3, acum pe PS4. Într-adevăr, acela arată mult la bine, este vorba de Burnout Paradise. Dar acestea cu acela au un gameplay super asemănător și asta spune multe, că au adus un gameplay de calitatea lui PS3 pe PSP și au adus-o foarte bine și le-au pus pe acele UMD-uri. Voi vă dați seama că aceste jocuri au fost pe CD-urile tâmpite. Jocuri care aveau un gameplay asemănător cu cel de PS3 erau pe acele mini CD-uri. Ceva incredibil. Mai avem și jocuri gen FIFA. Da, astea arătau nu foarte bine, dar erau ok, adică te puteai juca cu prietenii fără nicio problemă, online, ad hoc, adică local online, și era ok și FIFA să-l joci portabil. Deci, din punct de vedere al jocurilor, PSP-ul, și avem și God of War-uri și Call of Duty pe PSP, care a fost adus foarte bine și adaptat foarte bine la butoanele mai puține. Mai ales God of War-urile sunt foarte mișto și arată extrem de bine pe PSP, sunt două mi se pare. Le-am jucat pe amândouă și mi-a plăcut foarte mult. Nu foarte mult am jucat Call of Duty, într-adevăr. Virtua Tennis 3, pentru cei care mai suportă sportul. Mie îmi place foarte mult Virtua Tennis 3, unul din jocurile mele preferate. Simplist, arcade-ish, tenis, mișto, arată bine și nu te-ai fi așteptat să aibă detalii cum are pe PSP. Deci consola asta chiar super capabilă, a adus niște jocuri adevărate pe mobil, despre asta era vorba cu PSP-ul și pentru asta merită un 10 din 10. În opinia mea, jocurile au distrus competiția jocurilor mai bune decât pe Nintendo DS. Ideea este că Nintendo DS-ul era mult mai portabil și mult mai friendly pentru părinți să-l cumpere copiilor. Ok, și sper să mai aibă camera mea baterie și pentru acest ultim argument, care o să fie o notă mică pentru PSP, vă spun de acum, este vorba de, nu știu cum să spun, de continuitate, de cum a rezistat PSP-ul în timp. Nu știu cum să numesc categoria asta într-un singur cuvânt, dar o să vă spun argumentele și o să vă dați seama. În primul rând, PSP-ul a avut mai multe variante și de la 1000 până la 3000, adică primele 3, nu au fost foarte mari schimbări. V-am spus, la 3000, ecranul mai bun puțin și mai subțire, la fel și 2000 față de 1000. Problema este că la 3000, nu, la 3000 nu, la 3000 n-a fost nicio problemă, chiar 3000 o variantă incredibilă. Cred că cea mai bună variantă de PSP este aceasta, adică ecranul mai bun și restul, poți să pui accesoriile, poți să pui CD-urile, citești bine, e rapidă, se descurcă cu toate jocurile pentru această platformă. Ideea este că de la această variantă PSP-ul a luat-o în jos clar și cred că din cauza asta a avut probleme. Da, a avut o decizie proastă cu CD-urile, dar nu trebuiau să le scoată pe noua variantă dintr-o dată, pentru că oamenii au cumpărat aceste CD-uri și cei de la Sony au făcut greșeala să scoată PSP Go, un PSP mai avansat, un PSP cu Bluetooth, cu memorie internă, un PSP care se zicea că avea un ecran mai bun chiar dacă era mai mic, dar în același timp un PSP care nu mai puteai să-i pui vechile accesorii, un PSP care era pe șină și n-avea sens, un PSP care, în afară de asta, nu puteai să bagi CD-urile, nu puteai să pui accesoriile vechi, nu puteai să pui CD-urile și singurul mod prin care puteai să pui jocuri pe el era să-l piratezi, era mai greu și asta, sau să le cumperi din nou pe PS Store. Deci, oficial, dacă vei Vice City Stories pe CD,
nu mai conta dacă aveai PSP Go, pentru că trebuia pur și simplu să-l cumperi din nou. O mare prostie și un PSP care a ieșuat groaznic din nou. După aceea cei de la Sony au zis, ok, hai să facem inversul. Și au scos acel PSP Street, care era un PSP la fel ca ăsta, doar că un pic mai gros, fără două, deci era mono, nu era stereo, ăsta e stereo, și care nu avea conexiune la internet. Adică primul PSP mi se pare că avea conexiune la internet, ăla din 2004, și ăla din 2012 sau ceva de genul ăsta nu avea conexiune la internet. Voi vă dați seama de ce s-a întâmplat acolo. Deci o mare problemă cu Sony, deci decizii tâmpite, cum să scoți un ultimul model de PSP să nu aibă o biată conexiune la internet. O decizie o proastă, o decizie foarte... Să n-aibă măcar stereo, adică avea o singură boxă. N-avea sens. Și în afară de asta, PSP Go, cum poți tu să scoți vreo 6 ani CD-uri, jocuri pe CD, să scoți accesorii, PS camera și toate prostiile astea, ca după aceea să scoți un PSP care să nu fie compatibil cu nimic? Nici măcar nu cred că puteți să pui un card de memorie în PSP Go, avea memoria lui internă, deci nu puteți să spui nici măcar cardul tău de memorie, ceea ce era extrem de tâmpit. Trebuia să iei de la zero, pur și simplu, cu tot, și cu jocurile, și cu tot. Deci, din punct de vedere acestor decizii de continuitate, au dus-o bine la început. Primele trei variante incredibile, avansuri mici și de care aveau lumea nevoie. De atunci, dezastru, deci se dau 5 din 10, pentru că prima perioadă a fost foarte bună, a doua a fost foarte proastă și cred că ăsta a fost motivul pentru care Nintendo DS a avut mult mai multe vânzări decât PSP. Pentru că dacă PSP-ul se menținea mult mai bine, cred că ar fi avut vânzări mult mai apropiate de Nintendo DS. Și aici am terminat review-ul meu de astăzi, sper că v-a plăcut, o să-i dau per total PSP-ului un 8,5 din 10, pentru că singura lui problemă, singurele lui probleme sunt UMD-urile, care trebuie să nu existe de la bun început, și PSP Go cu PSP Street, care au distrus orice lucru legat de PSP, pur și simplu, și-au bătut joc de această serie de hardware care a fost foarte bună. Deci, în rest, consola incredibilă, una dintre preferatele mele, și o să dau un 8,5 din 10, pentru că pentru ce contează, pentru gameplay, pentru jocuri, pentru PSP-uri luate second hand, este cea mai bună consolă portabilă existentă în opinia mea. O consolă incredibilă cu jocuri mari, jocuri puternice, jocuri care îți pot lua timpul și care nu trebuie să dai pe touchscreen, pentru că ai butoane și butoane foarte bune. Și vă recomand, rezistă foarte bine în timp. N-are nicio problemă. Eu sunt Hidden și vreau să zic, sau seară bună, ciao!